1, 2, 1, 2, 3, go! Primul principiu. Aplică formula fericirii. Da? Și spuneam că această călătorie, da, de la intenție la manifestare. Punctul de plecare în discuția de astăzi aș vrea să fie de la ce ne dorim cu adevărat. Da? Și dacă stăm să analizăm, credem casa, mașina, partenerul, partenera, jobul și așa mai departe, însă la bază, să pun mai încolo pentru ce vreau asta, pentru ce vreau asta, ce ne unește pe toți și ceea ce fiecare persoană și orice ființă simțitoare de pe pământ vrea să fie fericită. Asta este cum ne-a făcut creatorul, dacă putem spune așa. Fiecare înțelege în moduri diferite. Ei bine, nu vreau să intru foarte mult în lucruri așa intangibile, însă este o formulă pentru fericire. Da? Și o să fie un punct foarte bun de plecare pentru discuția de astăzi. Și anume, sunt doi termeni pentru fericire. Primul este fii fericit acum și puteți chiar nota dacă simțiți. Și al doilea, progres sau evoluție. Fii fericit acum plus progres. Și este în ordinea aceasta. Pentru că dacă nu suntem fericiți acum și nu găsim acel spațiu în interior de împlinire, de recunoștință, de prea plin, de bucurie, da? De fericire, indiferent de circumstanțele exterioare, nimic din exterior nu o să ne aducă lucrurile astea. Ați fi de acord cu lucrul ăsta? Ați experimentat asta în viața voastră? Că ăsta este, da, cel mai important. Însă, cum spuneam și mai devreme, da? Foarte mult spiritualitatea, dezvoltarea personală pun accent pe okay, asta, mai ales spiritualitatea în ultimul timp. Și uităm, dacă vreți, de al doilea termen, de progres. Da? Dacă vreți, Estul, ca și filozofie, pune accentul pe a fi zen. Vestul, da? Pe progres, pe evoluție, ei bine, ambele sunt necesare. Pentru că asta este natura Universului și ambele, o să vedem, pot coexista în același timp. Nu e nevoie să le separăm. Asta e unul din marile secrete ale vieții, de fapt. Lucruri care aparent par contradictorii, ele există împreună și chiar e minunat să le îmbinăm. Și când mă refer la progres, mă refer la, și vă pun această întrebare, ați simțit vreodată în viața voastră un gol interior? I s-a întâmplat cuiva acest lucru? Că e ceva ce poate fi mai mult, mai bine, mai altfel, mai... Ați experimentat sau numai eu? Zică, da... Și e natural, nu e nimic în neregulă cu asta. De multe ori în zen, în spiritualitate, mai ales când facem spiritual bypass și zicem că totul e minunat, da? Cu multă recunoștință și ceea ce e, spuneam, e minunat să fie asta. Însă dacă nu conștientizăm, pentru că e normal să fie acest gol interior, este chemarea divinității. Da? Nu știm însă cum să-l umplem, asta este problema, pentru că îl putem umple în două modalități. Unul este prin calea controlului sau a ego-ului, cealaltă modalitate este prin calea iubirii sau a destinului divin, da? Ca să vedem legătura cu tematica de astăzi. Nu așa, pentru că, spuneam, acest gol interior cu toții îl avem și putem să-l negăm, putem să-l negăm o perioadă, el mai devreme sau mai târziu va ieși la suprafață, pentru că este universul care expansionează, da? Știm că universul expansionează, creația expansionează și noi facem parte și e normal, e natural să avem acest gol interior, care este de fapt chemarea noastră, care este de fapt modul cum universul vrea să se exprime prin noi. Nouă, pentru că ne e teamă, ne e frică, blocăm această chemare, blocăm această energie și de asta suferim. Da? Și stăm în zona de confort și zicem că e bine așa, că nu e chiar așa de rău. Sau, spuneam, sunt două modalități de a umple acest gol interior. Odată prin calea ego-ului și care ce înseamnă? Înseamnă de la vici, înseamnă dependențe, înseamnă a umple acest gol prin ce numesc strategii de compensare, fie muncă foarte multă, fie prin, da, fiecare ne creăm diverse strategii de a umple acest gol interior. Mâncare, dependențe, știe cineva la ce mă refer? Se regăsește cineva? Da? Știți la ce mă refer? Cum umplem golul prin aceste modalități care nu sunt neapărat cele mai sănătoase?
Și de multe ori succesul sau dezvoltarea personală, din păcate, și mare parte din spiritualitate ne învață că e ok să ai mai mult, să faci mai mult. Însă ce se întâmplă prin acest mod? Hai să văd dacă pot schița aici. Da? Pentru că noi trăim în această lume a dualității. Da? Asta este calea controlului sau calea egoului, modul cum putem umple golul interior. Și ce se întâmplă este noi așa că vrem mai mult, vrem mai, da, să câștigăm și mai mulți bani, da, totul să îmbunătățim și așa mai departe. Pe această linie, care este linia egoului, linia minții, tot timpul funcționează legea dualității, pentru că așa este creația. Și pe lângă că nu o să ne satisfacă de fapt niciodată cu adevărat. Nu știu, câte ori dintre voi vi s-a întâmplat asta, să vă stabiliți un gol, să câștigi nu știu ce sumă, să fiu nu știu ce relație, să am nu știu ce job, călătorie și ziceam când o să ating lucrul respectiv, gata, o să fiu fericit pentru tot restul vieții. Vi s-a întâmplat vreodată lucrul ăsta? Și de fapt când ajungeți acolo să constatați, a, da, stai că nu-i chiar așa, să fim oarecum dezamăgiți. Da, pentru că odată nu o să ne satisfacă cu adevărat, dar și mai mult, este legea dualității. Da? Și ce înseamnă asta este că vine la pachet automat, pentru că este lege universală, cu opusul. Cu o pierdere, poate de aceeași natură, dar poate nu, poate o boală, poate o pierdere pe o altă latură. Și nu putem scăpa de această lege. Fie că suntem conștienți, fie că facem și unim punctele A, din cauza asta s-a întâmplat, pentru că am neglijat, da, în goana nebună după X, am neglijat nu știu ce. E bine, există și o altă variantă. Există și calea iubirii, da, sau calea sau destinul divin, cum îl numim în acest proiect. Destinul divin este a ne urma chemarea inimii, dacă vreți. Ce ne este menit, cum îmi place să spun, cum vrea universul să se exprime prin noi. Da? Și asta înseamnă a umple acest gol. Nu cu ceva artificial, dacă vreți, ci cu ceva autentic. A ne crea, dacă vreți, o viziune pozitivă pentru viața noastră, nu o viziune negativă, cum este pe calea controlului, de a fugi de ceva. Da? Și cum facem diferența, de fapt? Cum ne aliniem cu destinul divin, cu chemarea inimii, cu calea iubirii? E bine, este prin intuiție. Și o să mai discutăm despre asta. Da, chemarea inimii, chemarea sufletului, nu putem auzi decât prin intuiție, dincolo de percepții și de ce ne spun simțurile. Pentru că calea, da, egoului, calea dualității, o percepem prin simțuri și mintea analizează din ce circunstanțe avem în exterior, ce se întâmplă, vedem ce fac alții, competiție și mintea, intelectul vine cu o strategie, a, uite, asta trebuie să fac, ăsta e următorul pas. De cele mai multe ori nu este cea corectă sau nu ne duce unde trebuie. Pe când dacă auzim glasul fin al intuiției, al chemării sufletului, aia este ceea ce este cu adevărat cel mai benefic pentru noi. Bun, da? Asta e primul principiu. Aplică formula fericirii.